Hai. Podcast episodul 6. Astăzi vorbim despre moartea lui Ivan Ilici, Lev Tolstoi. O novelă, un impact emoțional foarte puternic s-a vorbit mie. Nu neapărat despre moartea lui, cât despre viață și regretul vieții la final. Da, trăită prin moarte. Mie mi s-a părut că e despre moartea lui toată cartea, că prezintă practic toate procesele prin care trece el înainte să moară. Înainte să moară. Dar da, e despre viața lui trăită înainte de moarte. Că e despre cum îți vezi viața înainte să moară. Exact. Da. Cum ți s-a părut cartea? Ce te-a impresionat cel mai mult? Măi, sunt, și Cioran zicea în prefața cărții, fericiți cei care nu ajung să se vadă murind și mor dintr-o dată. Adică momentul în care ajung să conștientizezi moartea, trăind-o, e foarte dramatic. Momentul când mori, nu te aștepți. Ajungi într-un accident, mori și asta este, nu suferi tu. Băi, să știi că asta e singurul mod în care aș vrea să mor. Adică nu să nu suferi. Da. E bine, să nu suferi niciodată, nici să suferi alții din cauza mea. N-are cum să nu suferi, trebuie să fii singur ca să nu-i faci pe alții. Să nu suferi alții din cauza mea, sensul că să aibă grijă de mine. A, da, să nu-și dorească ei la un moment dat. Da, să nu-și dorească ei. Să și cazul lui spre final. Am văzut că soția și copiii la un moment dat își doreau asta. Da, dar nu cred că a fost problema pentru că era el o pacoste fiind nevoie să fie îngrijit. Pentru că era îngrijit de era simplu, așa cum chema pe ajutorul lor. Cred că problema a fost, el n-a fost foarte apropiat de familie, nici de nevastă, nici de copii. A fost așa, căsătoria a fost un context social. Și atunci, nefiind apropiat, nici nu prea a avut de ce să-i pese atât de mult soției de el. Da, și asta e. Ce te-a impresionat de carte, idei de acolo care ți-au plăcut? Măi, uite, mi-a plăcut asta cu... El era ajunsese foarte sus în funcția pe care o avea. Și în toată agitația lui se părea că face lucrurile corect. Urcă etapele exact așa cum trebuie. Pentru că el dicta societatea cumva. Dar în toată nebunia asta, el nu a reușit să vadă că de fapt nu e ok viața lui. Și în toată agitația asta nu a reușit să schimbe nimic. Abia când a ajuns la țară, când a plecat cu nevastă undeva la țară, la fratele ei parcă, a ajuns să-și dea seama că trebuie să ia o decizie în privința schimbării chiar și a locului de muncă, că nu era plătit suficient. Știi, și s-a dus la Sankt Petersburg, parcă. Da, nu știu, ideea e că nici după ce a obținut acea mărire nu a devenit mai fericit. Da, nu, eu mă referam că... E o chestie care se întâmplă foarte des și la toată lumea. Întotdeauna vrei mai mult și când obții ceva ăla, ajungi să te înveți cu el și nu te mai mulțumești. Da, da. Apropo de asta, vreau să zic exact mai departe. Ai văzut că ei au început să construiască casa. Să o renoveze, exact după ce au obținut mărirea aia de salariu. Da. Și erau foarte fericiți și se înțelegeau foarte bine în momentul când amenajau casa. În momentul când s-a terminat, a apărut așa un abis între ei, nu mai știu ce să facă. Adică, e mișto în momentul când ești în căutarea ceva, când le-ai obținut, nu știi ce să mai faci. Da, și nu știi ce să mai faci mai departe, trebuie să faci întotdeauna, să ai o activitate. Bă, mai e o chestie, tot din partea asta mi se pare, fericirea lor nu a fost neapărat fericirea lor, fericirea lor se raporta la societate. Adică întotdeauna căuta să facă ce au făcut alții. Da. Și asta a fost și unul din regretele lui pe... Da, regulă generală obicei asta, să faci ceea ce cere societatea, nu ce simți tu. Adică ne trăim viața prost, ne trăim viața rezumându-ne la valorile sociale, nu neapărat la ce ne dorim. Ne trăim viața raportându-ne la media generală, la ce doresc oamenii în general, cumva făcut o medie generală, dar nu neapărat la ce vor unii oameni. Nu cred că neapărat media generală, cât... Nu știu, partea de sus a societății. Eu nu cred că cineva își dorește să fie din pătura medie. Toată lumea vrea să fie în partea de sus. Adică care valorizează banul și relațiile puternice. Exact asta făcea și Ivan Ilici. Da, asta a făcut de la început. Totdeauna și-a dorit să fie conjurat de oameni într-un anumit soi, în anumiți oameni cu anumită statură socială și anumite bunuri. Și casa pe care și-o amenajau acolo, ai văzut, că încerca să o facă să pară ca fiind a unui om mai bogat decât era el. Da, da.
Asta a fost întotdeauna. Întotdeauna își dorea să fie mai sus decât e și pe patul de moarte și-a dat seama că nu e neapărat ceea ce l-a făcut fericit. Da. Și eu n-am înțeles pe patul de moarte de ce era nefericit că nu primește afectivitate din partea nimănui, nici măcar a soției, când nu a oferit și n-a știut toată viața ce este afectivitatea. Asta mi s-a părut interesant în relația cu doctorii care veneau să-l viziteze. De ce? Că doctorii aveau față de el aceeași atitudine pe care o avea el față de la proces. Și nu-i convenea chestia asta. Stau acum, îți spun o întrebare foarte mișto. Procede, te comporți cu alții cum ai vrea să comporți cineva cu tine? Da, nu. Nu, nu, nu face așa. Și asta e un lucru la care trebuie să medităm un pic. Eu am văzut și prin prisma serviciului, că mi sper că mă compor foarte normal, dar în momentul când mă duc în alte magazine, nu știu, în alte locuri unde văd oameni că se comportă la fel ca mine, foarte expeditive așa și foarte rapid și nu ți explică suficient de mult, nu mă enervează. Și îmi dau seama cât de enervant sunt eu. Da. Lucru care mi s-a reproșat de multe ori. Da, așa e cu el. Și apropo de doctori, ai văzut că el a căutat foarte mult. Inițial căuta să vadă dacă e problemă cu rinichiul, dacă e problemă cu intestinul. Acolo el încă nega moartea și încă încerca să rezolve problemele ca un dosar din viața lui de judecător. O fi aia, o fi ăla celălalt. Hai să vedem cum tragem frâiele ca să rău. Nu știu, cred că asta e mai degrabă dorința omului de a trăi. Adică până la urmă era asta își dorea, să mai trăiască. Îi se părea că mai a trăit corect, nu? După normele sociale. Comparându-se cu restul, îi se părea că el a avut o viață corectă și merită să mai trăiască. Da, el nu accepta moartea și asta zic, lui se părea că e ceva de rezolvat acolo, un lucru care se poate rezolva, nu se gândea că o să moare și nu mai are nimic de făcut, adică nu mai e ceva ce poți să ștergi din pix. Nu și-a asumat moartea. Nu și-a asumat moartea, nu. Puterea pe care o avea îl făcea să creadă că e cumva nemuritor și zice undeva că Cezar e un om, oamenii sunt nemuritori, Cezar e nemuritor, ceva de genul ăsta. Era un citat dintr-o carte pe care o citise el și se părea că e nemuritor el, ca în cartea respectivă. Da. Lucru care nu e. Nu e adevărat. Ai zis ceva de modul în care trata familia suferința. Mi s-a părut, nu știu, relația cu alții ok, sunt de acord. Nu te aștepți ca restul lumii să-i pese foarte tare de ce pățești tu. Da. Da, și la serviciu toată lumea a plecat, hai că îi luăm locul. Da, toți erau interesați de locul lui, cât de mult mai durează până moare ca să știm cum ne organizăm. Dar asta cu relația cu familia mi s-a părut, oare chiar așa e? Să nu-i pese nici măcar familie de... Modul în care e prezentată relația între familie și el este deschisă prin intermediul lui, a felului în care vede el lucrurile. Eu nu știu dacă soției nu îi păsa cât de puțin sau copiilor nu le păsa, dar lui așa îi se pare și nouă este prezentată doar e prezentat numai modul lui de a vedea lucrurile. Eu cred că cel puțin copiilor era imposibil să nu le pese. Băiatul îi păsa. Da. Într-adevăr a fost cel mai apropiat de el. Fata, în schimb, era mult mai interesată de viitoarea ei locomă decât de ce s-a întâmplat cu tata. Da. Iar o altă fază la începutul cărții, dacă ți-ar ce aminte, când se duc ăștia la mormântare, soției mai mult interesat de câți bani poate să obține de pe urma lui, da, decât da. De mormântare în sine. Nu arată o implicare foarte puternică din partea familiei. Da, da, el asta a fost pe tot parcursul vieții pentru ea, un provider, i-a dat bani. Îi oferea tot timpul confortul de care ea avea nevoie și cu care se obișnuise, că știi că era femeie de viță nobilă. Asta a vrut, asta și-a dorit toată viața, asta i-a oferit și nu știa ce altceva să ceară. Adică dacă doar atât oferi intermediul în cadrul unei familii, de ce te aștepți la altceva atunci când ai tu nevoie? Da, mai dreptate. Ce de-aia primești, pentru ce ești mai dorit. Da. Te comporți, așa o să cumpăr deja. Da, așa o să ajungi să cumpăr toți cu tine. Altă idee interesantă. Pe patul de moarte a ajuns la ideea dacă putea să-și trăiască viața altfel. Dacă exista o variantă mai bună, crezi că există un mod mai bun de a trăi viața? Adică ai schimbat ceva? Mai nu cred. Eu nu cred ca să... Dacă te întoarce cumva să-ți schimbi viața, nu ai mai ajunge să fii același om. Asta categoric.
Dar eu nu cred. Lucrurile sunt așa cum sunt. Fiecare om ajunge să-ți trăiască viața în funcție de frustrările și nevoile pe care le are în copilărie sau în adolescență, când începe să formeze. Sau dintotdeauna, da. Totul se regăsește într-un fel sau altul în comportament. Da. La fiecare decizie, la fiecare moment din viață, decizi stânga sau dreapta și de acolo mergi mai departe. Nu știu dacă îți poți trăi altfel viața decât ai trăit-o. Nu cred în contextul sistemul determinist, că viața ta este determinată. Iei decizii și pe parcursul vieții ajungi. Păi nu știu, în novelă e prezentat că el și-a trăit viața raportându-se la valorile societății. Da. Nu neapărat sunt bune. Cel puțin în carte nu mi se par. Adică ideea asta de a alerga după statut și după bani nu e tocmai ok. Dacă străiești viața la modul ăsta, când ajungi pe patul de moarte, cred că îți dai seama că puteai să fii fericit altfel. Da. Acolo poți să zici că viața putea fi mai frumoasă. Da. Eu, citind cărți de genul ăsta, nu numai cărți, și articole și părerile altora, mi se pare că cel mai bun lucru este un lucru pe care l-am auzit zicându-l cineva la un moment dat, echilibru în toate. Băi, și eu tot pentru asta militez. E un lucru păcătos, să zicem, pentru societate. Pentru că dacă îi zici lui Ronaldo, lui Ayrton Senna sau oricuiva echilibru în toate, nu va mai ajunge nimeni să performeze în anumite lucruri. Asta, Steve Jobs, Bill Gates, nu vor fi mai ajuns acolo unde sunt, dacă ar fi fost echilibrați. Dar dacă vrei să trăiești toate aspectele vieții, e bine să fii mediu în toate. Nu o să excelezi nimic, dar o să trăiești toate aspectele, și bune și rele, și emoționale, și financiare, și profesionale. Eu nu m-am gândit atât de amplu la chestia asta, dar, nu știu, echilibrul în toate îl vedeam mai degrabă în modul în care trăiești viața, nu în deciziile pe care le ai. Da, nu, adică... zic să fii și tată, și angajat, și soț, și prieten, să guși din toate. Dar făcându-le pe fiecare, nu ai timp să excelezi într-unul. Da, înțeleg. N-ai da. Timp. Ca să ajungi André Rieu, nu știu, sau un alt, sau Mozart, trebuie să exersezi foarte mult în domeniul ăla, extraordinar de mult. Și neglijezi toate. Da, da. Îți dai seama că Mozart nu era un om extraordinar de viață de familie. Nu cred că a petrecut foarte mult timp cu copiii sau cu soția. Băi, exersând... a murit foarte tânăr, da, de exemplu. Da, bine, Bach sau altcineva. Unul care este Cristian Ronaldo. Da. Petrec foarte mult timp în domeniul în care excelează, dar pe partea alaltă sunt cu un handicap. Dar, nu știu, cel puțin echilibru pe anumite chestii. Uite, de exemplu, mie mi se pare că poți fi mult mai sănătos dacă ești echilibrat când mănânci, când dormi. Da, da. Da. Faci sport, chestiile astea, dacă ții echilibru pe tema asta, poți trăi mult mai bine și ești mult mai sănătos, mult mai... Da. Cred că ai timp să faci mai multe activități. Mai, da, da. Și cred că echilibru mai vine și din dorințele pe care le ai, adică dacă ai o dorință de putere, cum a avut Ivan Ilici, dorința aia o să-ți camerească fericirea. Da, dar pasiunea aia te aduce să performezi într-un anumit domeniu. Da, performezi, dar nu ți-aduce fericirea. Nu, nu știu, nu ai dat un exemplu. Bach, Mozart. Așa. Ăștia au performat în ceva care le-a adus starea de bine. Da. Așa, crezi că lui nu i-a adus starea de bine? Păi, dacă ajungi să ai regrete pe patul de moarte că puteai să-ți duci viața altfel, nu cred că ți-aduce fericirea. Eu cred că și ăștia au regretat pe patul de moarte. Mozart sau... Toți au regretat. În momentul când faci un singur lucru în viață și ai putut să faci atâtea, tot se regretă. Ăsta a avut timp să regrete. A avut timp să conștientizeze. Păi nu știu, eu nu cred că dacă faci ce-ți place o să regreți. Măi, în momentul în care făcea lucrurile astea și lui îi făcea plăcere, că ai văzut la un moment dat se certa cu soția. Nu, plăcere. Nu, te contrazic aici. Se certa cu soția și se retrăgea în muncă. Pentru că acolo își găsea liniștea. Da, te retrage muncă nu înseamnă că aia te face fericit, pur și simplu o stare de liniște. E altceva. Păi și care e diferența? La ce te referi tu cu fericirea? Păi nu știu, ești fericit în momentul în care faci ce-ți place. Nu. Dacă îmi dai iar exemplu cu starea de flux, mă enervează cu cartea, zi altceva. Ia și citește, nu, că da. nu mai zic din aia. Ok. În momentul în care faci ce-ți place, da. Te simți fericit.
dacă faci ceva doar ca să-ți ocupi mintea, nu e neapărat fericire. El făcea chestia asta, retrăgea muncă ca să își țină mintea ocupată, nu... Nu știu. Și tu crezi că ăștia care au fost fericiți și au făcut lucrurile care i-a făcut să fie celebri, crezi că ei nu au avut regrete pe patul de moarte? Nu, nu regrete, cred că toată lumea are un regret până la urmă, dar nu regret cum ți-ai trăit viața. Adică n-ar fi schimbat nimic? N-ai fi schimbat modul în care ți-ai trăit viața, nu. Deci ar fi, oricum ar fi luat la capăt, ar fi rămas acolo, ar fi renunțat la toate celelalte. În micimea mea de acum, eu n-aș trăi viața altfel. Bine, tu ai încercat din toate. Ai încercat toate laturile, n-ai excelat, n-ai fost un angajat model. Am înțeles. Nu asta e ideea. Nu te fi model. Adică vrei să spui că trebuia să duc ceva la extrem ca să pot să-mi dau seama dacă regret sau nu ceva. Tu ai avut și viață de cuplu, te-ai bucurat și de micile plăceri, ai și prieteni. Sunt oameni care excelează în anumit domeniu care nu au nimic. Sunt gimnaști care pleacă la 8 la sală și sunt la 8 seara și nu ies la suc, nu au prieteni, nu au nimic. Da, dar au fericirea de pe podium. Da, dar eu zic că e regret. Și regreți faptul că n-ai prieteni. N-ai făcut nimic altceva. Da, nu se zic. Ne învârtim în jurul unei idei prea mult. Zi mai azi altceva. Zici tu acolo că ai niște chestii, 5 motive pe care regretă oamenii? Da, apropo de asta, există o doamnă care se numește Brownie Ware, e o asistentă medicală din Australia, care petrecea timp cu cei care erau pe patul de moarte. A lucrat, nu știu, 5-10 ani în domeniul ăsta. Și a scris o carte, top 5 regrete ale oamenilor față în fața morții, indiferent de vârstă. Ce regrete aveau oamenii în fața morții? Și a făcut... o statistică, un top, în funcție de cât de des era întâlnit regretul ăla în rândul ceea ce spuneau oamenii. Primul, mi-aș fi dorit să trăiesc viața pe care mi-o doream, nu cea pe care și-o doreau cei din jurul meu. Exact ce zice și cartea. Da. Exact ce a zis și... ce zice și Ivan Iliș pe partea de păpătul de moarte. Exact. Viața pe care o vezi la televizor nu e neapărat viața pe care trebuie să o trăiești. Da, da. Ciudat de nou valorile de acolo. Noi discutasem noi în urmă cu sensul vieții. Sunt oameni care nu știu ce vor și atunci trebuie să aleagă ceva ce văd la televizor. Ce văd cel mai aproape la televizor. Doi, mi-aș fi dorit să nu fi muncit la fel de mult. Da. Asta așa e. Păi, cred că de asta vine oarecum legătură cu cea dinainte. În momentul în care îți alegi valorile după ceilalți, ajungi să muncești, să faci ceva ce nu-ți place și de-aia muncești mai mult, pentru că pur și simplu îți dorești mai mult decât îți trebuie. Da, și nici nu faci ce îți place. 3. Da. Mi-aș fi dorit să am curajul să-mi exprim sentimentele. Foarte interesant asta. Da, este. Foarte tare, să spui ceea ce simți la momentul în care simți, indiferent ce se întâmplă după. Cred că e cel mai greu de făcut. Adică mai degrabă o să ajungi să muncești mai puțin decât ai muncit. Adică să spui ceea ce să crezi. Ceea ce simți. În relațiile cu toți oamenii, da. Ceea ce... Da, e foarte greu. 4. Mi-aș fi dorit să păstrez legătura cu prietenii. Asta a simțit-o și el la final. Când nu avea afectivitate din partea nimănui, nici măcar a prietenilor. Băi, nu știu, relațiile cu prietenii le văd altfel. Până la urmă, relațiile cu prietenii durează atât timp cât ai ceva în comun. Eu sunt mai mulți oameni care au același lucru în comun. Relația durează. În momentul în care fiecare se duce într-o parte și are alte interese, nu e greu să ții legătura, nu știu. Uite-te așa, ai fost în general. Ai avut acolo o gașcă de prieteni, te-ai dus la liceu, gașca de prieteni în general n-a mai existat. Ai terminat la liceu, ți-ai făcut alta, ai terminat liceu, s-a dus și gașca de acolo. Da, nu știu, în liceu și în general și facultate sunt niște contexte sociale, adică ești acolo, da, nu până bază și unde departe, tu pe contexte sociale. După aia cred că e mai important, da, după aia. Tu pe contexte sociale, da. Uite, nu știu, te duci la serviciu, scriezi un cec de prieteni în jurul ăsta. Da. Nu știu, clienți, colegi de serviciu. În momentul în care se schimbă jobul, se schimbă și prieteniile. Asta... Mai la fel vorbeam în sensul vieții de pensionari, mai ales în perioadele mai înaintate în vârstă, ai nevoie de interacțiune cu oamenii. Da, singurătatea te ucide. Când ești tânăr, nu. Că ai mobilitate, poți să faci, ți-e ușor să intri în contact. Da, e ușor. La bătrânețe nu mai poți să mai intri într-un grup de copii de 30 de ani și să zici rock and roll baby.
e greu acolo să găsești oameni din rândul tău. Și 5, mi-aș fi dorit să-mi îngădui să fiu fericit. Fericirea care e o alegere, nu e un stat de fapt. Să-mi îngădui să fiu fericit. Da. Da, să fii fericit pentru, și dacă ești mediocru, pentru ceea ce ai obținut. Da. Why so serious? Da. Why so serious? Da, foarte, foarte interesant, top. Măcar jumate din ele, dar am reușit să le punem în practică, cred că am fi mai fericit să mă ajunge la ultima. Da, dacă crezi că dacă ai face lucrurile astea, crezi că în momentul morții n-ai mai avea niciun regret? N-ai găsit alte regrete? Bă, nu știu. Ce mai important în viața afară de ce a zis aici? Prieteni, sentimente, să trăiești ceea ce simți, să fii fericit. Dar uite că nu le prețuim astea. Uite, mă gândeam la asta cu nu-mi îngădui să fiu fericit. E atât de ieftină fericirea, e alegerea ta. Și cu toate astea, plătim o groază de bani pentru multe alte lucruri. Păi da, mă, pentru că te raportezi, revin la aceeași idee de 15.000 de ori, te raportezi la ceilalți. Și dacă toată lumea asociază fericirea cu, nu știu, o mașină scumpă sau un televizor mai mare sau chestia, se pare că ești tu să fii fericit tot când ai televizorul ăla sau mașina aia sau chestia asta. E, în momentul în care le ai, îți dai seama că nu te mulțumește. Eu zic din experiența proprie, nu știu. Am zis că vreau PlayStation. Bun, am luat PlayStation. Mare prostie, n-am fost 10 ori. Dar asta a fost ideea, nu știu, publicitatea promovează ideea ca făcându-te fericit atât de mult și atât de des, încât ajungi să crezi. Apropo de asta, mă gândeam un lucru. Crezi că e bine să îți faci planuri mari și să încerci să le atingi, dar să nu le atingi niciodată, ca să ai un scop acolo către care tinzi spre viitor? Bă, nu, să te minți? Nu, dar ce? Asta mi se pare că de la minciună vine jumătate din starea proastă pe care o ai. Nu știu, depresia vine, minciună vine. O să ai un scop foarte mare și să lucrezi tot timpul la el, dar să știi că nu o să-l atingi. Și tocmai munca asta către a obține fericirea din spatele scopului te face să mergi înainte și să ai un motiv. Dar nu stă starea de fericire. Depinde, dacă faci ceea ce îți place. Păi, până la urmă, fericirea vine din împlinirea anumitor chestii, nu? Starea de fericire o ai în momentul în care îți propui ceva și ai obținut. Nu neapărat, că tocmai ziceai și tu. În momentul când le obții, nu prea mai ești fericit. Nu, ești, dacă, fericirea e starea până la obține. Când vezi că obții lucrurile. Aici. Fericirea e starea pe care o simți atunci, când ai obținut. Da. Nu zic că chestia asta e o fericire după, nu. E o chestie, știi? Vreau PlayStation, am o PlayStation, îmi place, mamă cât de bine. După aia s-a dus. Până la urmă, asta e ideea. Nu trebuie să alegi obiective foarte mari la care să muncești 50.000 de ani. Nu trebuie să alegi chestii mici care să le obții ușor și să te mulțumească. Deci să ai fericiri mici. Care și multe. Care să-ți dea așa mici satisfacții pe tot parcursul vieții. Fericirea e lucruri simple, nu? Da. Dar de la moartea lui Ivan Ilici am ajuns la fericire. De fapt, e modul în care alegi să-ți trăiești viața. Asta era și... Asta a fost și problema lui. Da, cum și-a trăit viața. Băi, cam atât pentru astăzi și dacă tot încheiem, să încheiem cu citat din carte, nu? Zi. Stai așa unde însă aici. Tot ce a constituit și mai constituie viața nu e decât o minciună care nu îți îngăduie să vezi nici viața, nici moarte. Mi s-a părut foarte bun citatul. Și trebuie să ții cont da, de trei, ca să poți să fii fericit. Trăim într-un matrix, da. Nu observi nici momentul morții, nici ceea ce ar trebui să însemne viața. Ne pierdem adesea. Bine, dar e o stare generală, nu... Da, e o stare generală. O critică acum să trăiesc mâine. Cam atât pentru acum. Cam atât.